Protest la slujba oficiată de capul Bisericii Ortodoxe din Rusia, patriarhul Kiril a cerut ca populația să colaboreze cu autoritățile în războiul din Ucraina, în care au fost uciși mii de soldați și civili ucraineni, fapt ce a provocat furia credincioșilor care au decis să părăsească slujba. Patriarhul Kiril, un apropiat al președintelui Vladimir Putin, stârnește din nou furia lumii, după ce a cerut populației să se alieze cu autoritățile, în timp ce Moscova își continuă invazia în Ucraina. Domnul să ne ajute să ne unim în această perioadă dificilă pentru patria noastră, inclusiv în jurul autorităților. Fie ca autoritățile să fie pline de responsabilitate față de poporul lor, de smerenie și de disponibilitatea de a-l sluji, chiar dacă îi costă viața, a declarat Kiril în presa internațională. Credincioșii aflați la slujbă au decis să protesteze împotriva celor spuse de patriarhul Kiril, astfel că slujba s-a încheiat brusc. În schimb, Mitropolitul Onufrie al Chievului, care conduce Biserica Ortodoxă Ucraineană, în comuniune cu Moscova, a condamnat deschis războiul provocat de Vladimir Putin și se află în contradicție cu superiorul său Kiril. De asemenea, numeroși preoți au cerut în mod public o ruptură de Biserica Ortodoxă Rusă.